Spuneam în clipul anterior că botezul este în Sfânta Scriptură identificat, deși este un simbol, cu semnificația din spatele lui. Cu alte cuvinte, este o adoptare a gândirii evreiești, unde deseori simbolul preia atribuțiile sau semnificația realității din spate. Da? Realitatea din spatea botezului este moartea și învierea împreună cu Hristos. Și dacă moartea și învierea lui Hristos duc la iertarea păcatelor, atunci se vorbește despre un botez spre iertarea păcatelor. Nu că botezul în sine ar da iertarea păcatelor, ci mai degrabă că semnificația sau realitatea pe care botezul o arată dă iertarea păcatelor. Dar ce se întâmplă este o suprapunere, o identificare a simbolului cu realitatea din spate, cu semnificația din spate. Bun. Un alt motiv pentru care cred eu că în Biblie se vorbește despre botez spre iertarea păcatelor în două sau trei instanțe este datorită faptului că botezul în câteva situații specifice este o dovadă importantă a pocăinței. Și haideți să vă explic puțin, de exemplu, Fapte capitolul 2. Unii avem evrei pe care Petru îi acuză în Fapte capitolul 2, veniți la cincizecime, îi acuză că ei l-au omorât și l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Da? Oamenii aceștia credeau că Domnul Iisus a murit ca un sectar, ca un hulitor, ca un blasfemiator care s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și a fost blestemat datorită faptului că a fost atârnat pe lemn. Iar creștinii practicau botezul care arăta spre moartea și învierea lui Hristos, adică creștinii au făcut din însuși actul pe care evreii îl vedeau ca un blestem, adică moartea lui Hristos pe cruce, au făcut o identificare, o marcă, un semn al lor. Era blasfemia supremă pentru ei. Iar pentru romani, de altă parte, cruce era o formă de tortură, de moarte prin tortură, dispreț și rușine. Și din nou, niște oameni, nu doar evrei, ci și cetățeni romani, practicau un act care, într-un fel, în ghilimele, glorificau acum moartea aceasta, acestui răstignit, acestui rebel revoluționar care a tulburat pacea romană. Da? Să aducă el o altă pace. Prin jertfa lui, prin sângele lui, prin cruce, părea de necrezut, nu-i așa? Imaginați-vă cât de șocant suna pentru evrei și pentru romani a spune că un răstignit, printr-o moarte groaznică, rușinoasă, disprețuită, blestemată, că un răstignit este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii și că prin însăși actul răstignirii el a adus o jertfă înaintea lui Dumnezeu și prin această jertfă, prin moartea și învierea lui, oamenii au iertarea păcatelor. Da? Ok. De aceea, și acum puteți să înțelegem rolul botezului ca dovada pocăinței. De aceea, atunci când cineva se boteza, omul acela se boteza asumându-și niște riscuri. Omul acela și-a asumat niște riscuri. Riscul de a fi ocărât, de a fi bajocorit, că se identifică cu unul care a murit. Șchipurile a înviat. Riscul de a fi dezmoștenit dacă era evreu. Riscul de a fi prigonit, ocărât, hulit pentru faptul că se închină unui fost răstignit pe care îl declara acum înviat. Erau riscuri majore. Nu ca astăzi unde botezul de foarte multe ori este încărcat cu atâta de multă pompă și cu așa de mult fast și unde accentul este mai mult omul, mesele, celebrarea, sărbătoarea, nu când ar trebui să fie și aspectele acestea. Și este foarte puțin accent pe Domnul Iisus. Pe moartea lui, o cărâtă de oameni, pe învierea lui pe care unii o disprețuiau și o negau, da? Pentru ei riscul era foarte mare, da? Ce spune de fapt Petru, de exemplu, la 50.000 când spune fie pocăiți-vă? Ce să facem, fraților, întreabă evrei? Și el spune pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce spune el de fapt când spune el pocăiți-vă? El nu spune schimbați-vă caracterul, schimbați-vă conduita, faceți fapte bune. Nu el asta, el nu asta spune. Când el spune pocăiți-vă, el spune noiți-vă mintea cu privire la acesta pe care eu vi l-am predicat. Înnoiți-vă mintea cu privire la acesta pe care voi l-ați răstignit și pe care îl considerați mort, dar el de fapt este înviat de către Dumnezeu. Înnoiți-vă mintea cu privire la acest Hristos care este Mesia pe care voi l-ați considerat un revoltător, un hulitor, un bajocoritor, un sectar, înnoiți-vă mintea cu privire la el și cu privire la moartea lui și cu privire la învierea lui. Și dacă v-ați înnoit mintea și v-ați pocăit cu privire la el, arătați faptul că
vedeți moartea și învierea lui într-un mod nou, într-o perspectivă nouă, cu o înțelegere nouă, practicând un act care arată lucrul acesta, că vă identificați acum cu moartea și învierea lui. Nu mai huliți, nu mai bajocoriți, nu mai considerați un lucru blestemat, ci voi vă identificați cu ea. Deci un evreu care ar fi considerat până atunci moartea lui Hristos un blestem, un lucru disprețuitor, rușinos și vrednic de ocară, acum se ducea și se identifica exact cu actul acela al morții și al învierii lui Hristos. Cum se identifica? Că Iisus murise în viață și era înălțat la cer acum. Cum mai putea el să se identifice? Cum putea el să repare în ghilimele? Cum putea el să se reîntoarcă? Cum putea el să spună public, nu mai sunt acela care am fost la crucea lui Hristos, nu mai sunt acela care am strigat răstignește, nu mai sunt acela care îl consider pe Hristos un sectar, un hulitor, un bajocoritor, un revoluționar, un blestemat. Nu mai sunt acela. Cum putea el să spună lucrul acela? Cum putea el să spună, nu mai cred că moartea lui Hristos este un lucru vrednic de ocară, disprețuitor și rușinos. Cum putea el să facă lucrul ăsta după moartea lui Hristos, când Iisus era deja înălțat la cer? Cum? Identificându-se cu acea persoană și cu acel eveniment a morții lui Hristos prin botez. Identificându-se în botez, știind că ceilalți considerau lucrul acesta ceva vrednic de ocară, disprețuitor, rușinos, respingător, revoltător, blestemat, un lucru pângărit, necurat. Așa arăta el pocăința lui. Deci Petru spune, pocăiți-vă, înnoiți-vă mintea cu privire la Hristos și moartea lui, înnoiți-vă mintea cu privire la Hristos pe care l-ați considerat într-un fel și acum trebuie să-l considerați în altfel, înnoiți-vă mintea cu privire la Hristos și jertfa lui pe care ați considerat-o într-un fel și acum o considerați altfel, și dacă v-ați pocăit, v-ați înnoit mintea, cu alte cuvinte, al doilea lucru este să dovediți lucrul acesta. Cum? Identificându-vă exact cu Hristos, cu moartea și învierea lui, adică cu lucrarea lui răscumpărătoare, cu persoana și lucrarea lui răscumpărătoare. Dar asta cere Petru. Ce cere Petru? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Dovediți-vă pocăința. Mărturisiți-vă pocăința. Publicați-vă pocăința. Afișați-vă pocăința. Aduceți o pocăință autentică. Cineva ar putea spune, dar nu se putea fără botez. Te întreb pe tine, se putea fără pocăință dovedită? Nu se putea fără botez? Te întreb pe tine, fără botez. Te întreb pe tine, se putea fără pocăință publică? Nu se putea fără botez? Se putea fără pocăință dovedită, mărturisită, publică? Nu asta spune Pavel. Prin credința de inimă și mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Da? Asta spune Petru. Petru spune ce a spus Ioan Botezătorul, Petru spune ce a spus Apostolul Pavel mai târziu în pasajul doctrinar, Romani capitolul 10. Petru nu spune ceva nou, Petru nu spune faceți botezul ca o faptă, că fără fapte nu ați fi mântuiți. Nu! Petru spune pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, înnoiți-vă mintea, credeți în Domnul Iisus Hristos și dovediți lucrul acesta. Nu se putea, se putea fără? Păi te întreb pe tine, se poate fără o credință autentică? Se poate fără o credință publică? Se poate fără o credință mărturisită? Se poate fără o credință adevărată? Răspunsul este nu. Nu poți să fii mântuit fără o credință adevărată. Deci întrebarea se poate mântuire fără botez este greșită. Sigur că se poate mântuire fără botez. Dar nu se poate mântuire fără o credință dovedită, mărturisită, oficială, publică, adevărată, autentică. Nu se poate. Fără asta nu se poate. Fără o pocăință și o credință adevărată nu se poate. Și în contextul acela, într-un mod special în contextul acela, botezul era o dovadă a pocăinței lor, datorită riscurilor mari care erau legate de botezul lor, datorită faptului că botezul era o identificare exact cu persoana și cu lucrarea acelei persoane pe care ei le-au batjocorit mai dinainte. Că Petru le spune, voi l-ați răstignit, voi l-ați dat în mâna celor fără de lege, voi ați cerut să vi se dea un ucigaș, voi ați omorât pe Domnul vieții, da? De aceea pentru ei botezul, aș spune că avea pentru ei un impact mult mai mare decât pentru noi. Și pentru ei botezul era într-adevăr o dovadă mai mare a pocăinței lor decât în cazul nostru, în vremurile noastre. Aș spune că o paralelă ar fi țările și zonele care sunt dominate de islamism. Pentru că acolo a te boteza este un risc major. Deci, domnule, când te-ai botezat, arăți că vrei cu adevărat să te duci pe drumul ăsta. Arăți că te identifici cu adevărat cu Domnul Iisus Hristos și cu lucrarea lui răscumpărătoare în moartea și învierea lui, ca asta facem botez. Te cobori în apă și te ridici din apă. Mori împreună cu Hristos, ești îngropat împreună cu Hristos și învii la o viață nouă. Asta faci, te identifici cu Hristos și cu lucrarea lui răscumpărătoare. Răscumpărătoare. Deci ne întoarcem la pasajul nostru.
Pocăiți-vă fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Ce spune textul? Textul spune pocăiți-vă în numele lui Iisus ca să aveți iertarea păcatelor. Crezi tu că poți să fii mântuit fără pocăință? Bănuiesc că nu. Crezi tu că poți să fii mântuit fără să te pocăiești față de Hristos? Bănuiesc că nu. Poți tu să fii mântuit fără să te îți înnoiești mintea față de Domnul Iisus Hristos și față de jertfa Lui, lucrarea Lui răscumpărătoare, adică față de moartea Lui și învierea Lui? Bănuiesc că nu. Deci, dacă te pocăiești și crezi în Domnul Iisus Hristos, ai iertarea păcatelor. Vedeți, sunt elementele fundamentale a Evangheliei. Elementele fundamentale a Evangheliei. Pocăința este primirea Evangheliei. Da? Așa primești Evanghelia, pocăindu-te, înnoindu-ți mintea, întorcându-te la Dumnezeu. Da? Pocăiți-vă. Fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. Hristos este persoana Evangheliei spre iertarea păcatelor. Este beneficiul Evangheliei. Deci ai primirea Evangheliei sau chemarea Evangheliei, persoana Evangheliei, beneficiul Evangheliei. Și spui, bun, dar ai sărit peste botez. N-am sărit și vi le explic sau îl prezint în această schemă evanghelistică în felul următor. Avem chemarea Evangheliei, pocăiți-vă. În numele lui Iisus Hristos, persoana Evangheliei, spre iertarea păcatelor, beneficiul Evangheliei. Și botezul este simbolul Evangheliei. Simbolul Evangheliei. Moartea și învierea lui Hristos. Nu este botez o mărturie, un simbol, o reprezentare, o punere mai înainte, vizibilă, palpabilă, tangibilă, reală, care izbește toate simțurile noastre fizice a Evangheliei. Nu asta face. Pune înainte Evanghelia, moartea și învierea împreună cu Domnul Iisus Hristos. Nu, botezul nu este o faptă prin care suntem mântuiți. Sub nicio formă. Nu, botezul nu contribuie cu nimic la mântuirea noastră. Nu, botezul nu adaugă cu nimic la meritele mântuirii noastre. Nu, botezul în sine nu spală niciun păcat. Nu, botezul în sine nu ne naște din nou. Nu, botezul în sine nu ne îngroapă și ne înviază împreună cu Hristos. Ci botezul este o dovadă că prin pocăință noi ne-am întors la Dumnezeu. Botezul este o dovadă că noi ne-am înnoit mintea cu privire la Hristos, moartea și învierea Lui. Botezul este o dovadă că ne-am înnoit mintea cu privire la persoana răscumpărătoare și lucrarea răscumpărătoare, adică moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și da, cred și repet că în vremea respectivă și în țările musulmane, unde nu există libertate religioasă, unde nu poți practica liber creștinismul, acolo botezul funcționează într-un fel exact ca în secolul I pentru evrei și pentru romani. Riscurile erau enorme. Cu adevărat, acolo botezul era o dovadă a pocăinței. Astăzi te poți boteza fără să suferi nimic. Astăzi te poți boteza și din potrivă să fii considerat grozav. Astăzi din potrivă te poți boteza și să primești niște beneficii în comunitatea din care faci parte. Ești și tu văzut dintre ei acum. Poți tu să te căsătorești cu o fată credincioasă sau cu un băiat credincios în sfârșit, da? În sfârșit poți să te duci în slujire, poți să intri în comitet, ai acces la... Deci poți să-l faci într-un mod fals, botezul din potrivă. Astăzi poate să fie un mod de a înșela pe ceilalți. În secolul I era greu să faci lucrul acesta. Rapid erai dat pe față. Rapid erai testat. Da? Și de multe ori botezul în sine, mulți oameni nu ajungeau la botez pentru că nu vreau să-și ia riscurile. Pentru că botezul testa pocăința lor. Testa pocăința lor. De aceea eu cred că botezul este legat în multe pasaje de iertarea păcatelor. Nu pentru că el ducea la iertarea păcatelor. Și cu asta aș vrea să închei. Nu ratați ordinea termenilor din pasajele acestea. Spune că Ioan a venit propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Vedeți, nu pocăința este a botezului, ci botezul el este a pocăinței. Adică tu te-ai pocăit deja și te botezi. Dar pocăința duce la iertarea păcatelor, iar botezul este o dovadă a pocăinței. Da? Spune, propovăduia botezul pocăinței. Botezul pocăinței. Botezul aparține pocăinței. Aparține doar oamenilor pocăiți. Trebuie făcut doar de oamenii pocăiți. Doar de oamenii care și-au înnoit mintea. Doar de oamenii care s-au întors la Dumnezeu. Da? El este, aș putea zice, în unele cazuri, prima dovadă reală a pocăinței. Pentru că schimbarea dramatică pe care omul a experimentat înăuntru vrea să o arate în exterior cu toate riscurile care există și pe care el și le asumă pentru că s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. S-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Deci da. Și în fapte 2 exact același lucru spune. Pocăiți-vă, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Cu alte cuvinte, ce spune Petru? Pocăiți-vă cu o pocăință adevărată, în paranteză, botezându-vă, spre iertarea păcatelor. Deci pocăiți-vă cu pocăință adevărată, crezând în Hristos sau întorcându-vă la Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Da, ăsta este un botez spre
iertarea păcatelor. Este un botez spre iertarea păcatelor. Acum eu știu că oricât ai explica lucrurile acestea, sunt unii care aud numai frânturi de cuvinte, numai către 3-4 expresii și mintea lor doar atât poate procesa și el taie dintr-un clip de 16-17 minute sau cât o fi, taie o propoziție și zice, dar ai văzut ce a zis? Bă, a zis că botezul este spre iertarea păcatului. Asta zice și Petru. Asta zice și Petru. Întrebarea este cum înțelegi lucrul acela? Cum îl integrezi în text? Cum îl interpretezi în text? În funcție de expresiile de acolo, în funcție de gramatica textului, în funcție de contextul textului, de toate elementele care sunt prezente acolo, că ele nu sunt puse la întâmplare acolo. Nu poți rupe o expresie pur și simplu. Zice, așa zice, botez spre iertarea păcatelor înseamnă că botezul duce la iertarea păcatelor, sau că botezul îmi dă iertarea păcatelor, sau că botezul îmi oferă iertarea păcatelor, sau că în botez primesc iertarea păcatelor. Dar nu spune așa. Nu spune că botez oferă, botezul dă, că în botez primești iertarea păcatelor. Spune botez spre iertarea păcatelor. Poți să spui arată spre iertarea păcatelor. Poți să spui da, că dă iertarea păcatelor, ceea ce eu nu cred că este adevărat. Deci vezi, oricum nu poți scăpa de munca de interpret, de exeget. Că faci o exegeză bună sau rea, este cu totul altceva. Că ai o interpretare bună sau proastă, este cu totul altceva. Dar nu poți să scapi de exercițiul hermeneutic, de exercițiul exegetic în care trebuie să se angajeze orice cititor serios al Sfintelor Scripturii. Deci, pe scurt, ca și lui Pavel, la convertire, când îi spune lui Pavel, ridică-te, primește botezul, fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului, eu cred că asta îi spune. Pavele, ridică-te și primește botezul, care arată iertarea, care arată spălarea sau iertarea păcatelor și ca o dovadă a faptului că te-ai pocăi cu adevărat, botează-te. De ce? Pentru că Pavel tocmai îl prigonise pe ăsta în numele căruia se boteza. Pavel tocmai persecutase și omorâse oameni tocmai datorită lui Hristos, cu care acum era chemat să se identifice exact în botez. Și el știa ce riscuri și-a. Și uitați-vă în Faptele Apostolilor câte riscuri și-au luat. Capul lui a fost pus în joc pentru lucrul acesta. Credeți că pentru el botezul a fost un lucru ușor sub absolut nicio formă. A fost un lucru extraordinar de serios. De ce? Pentru că și-a schimbat mintea cu privire la acela în numele căruia s-a botezat și a schimbat mintea cu privire la moartea și învierea aceluia în numele căruia acum s-a botezat și pe care mai înainte l-a prigonit. Deci asta a făcut Pavel, asta s-a cerut la cincizecime, asta s-a cerut evreilor. Foarte interesant că în toate cazurile este vorba despre niște situații excepționale, foarte importante, în care sunt implicați evrei și lor li se spune despre un botez spre iertarea păcatelor. Despre un botez spre iertarea păcatelor. Da? Dar nu fără pocăință. Mai înainte este pocăința. Pocăiește-te într-un mod adevărat ca să ai iertate păcatele tale în numele Domnului Iisus Hristos. Asta spune expresia, fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor în numele lui Hristos. Asta spune de fapt. Pocăiește-te cu adevărat, în paranteză, arătând asta în botez, ca să primești iertarea păcatelor în numele Domnului Iisus Hristos. Nu văd de ce cineva ar avea o problemă cu această interpretare, care mi se pare cea mai potrivită pe text. Pe data viitoare, la revedere!